Iar nu putem să părăsim Oltenița fără să povestim ceva și despre istoria sa și de unde vine această denumire de Oltenița, pentru că specialiștii muzeului și istoricii din oraș au trei variante principale. O variantă etimologică care spune că această denumire de Oltenița ar fi o transliterație a cuvântului Odveldelnița din limba slavă, care ar însemna piatră de hotar. Și fiind acel hotar între moșile despre care vă povesteam la biserica din oraș, s-ar fi preluat această denumire de piatră de hotar și de la cuvântul slav Odvedelnița s-ar fi ajuns la actuala denumire Oltenița. Mai este o variantă, o frumoasă legendă locală care spune că în oraș exista un cărciumar oltean numit Niță, care venea în centrul orașului și striga cumva denumirea firmei Oltean-Niță, cumva trageți la Oltean-Niță având și un fel de han. Și de aici, de la această cumva frază, Oltean-Niță, s-a ajuns la denumirea actuală de Olteniță. Este și varianta istorică care spune că pe locurile foarte apropiate de locul unde astăzi se află orașul, exista o cetate numită Daphne, o cetate din perioada romană. Și de la această denumire, practic, în urma descoperirilor arheologice făcute în anii 50, s-a ajuns la ideea că ar fi fost prima menționare a locului pe care astăzi se află Oltenița.